ca și ieri, ieri așa, doar o tură, astăzi e mult mai ok. Foarte faină. Vârtea cum e? Vârtea? Minunată, foarte lată, e accesibilă, foarte faină. Da, m-am mai dat astăzi și chiar ieri, mai o tură. Cum e? Spectacol, mirișe. Chiar foarte frumoasă, largă, bună pentru începători, fără riscuri, pe ea, chiar foarte decentă, foarte frumoasă părtea. Mersi. Nu, e prima dată, am auzit că e refăcută, revizuită și e curios să văd cum e. M-am dat în trecut. Și ar fi cea mai lungă din țară? Așa am auzit. Da, nu-i rău. E lungă, e suficient de lungă. Ok, mulțumesc. Prima dată. Ce știi despre curtea aceasta? Că e nouă făcută, sperăm să-i facă și o gondolă sau teleschi, să putem urca mai repede. Cum a fost cu autobusul? Că... Bine, nesperat de bine. Chiar a fost ok. Oni, cardurile unde? Astăzi, foarte fain. E bună? E bună. De unde ești? Din Timișoara. Și vedeți aici? Nu. Asta este a doua oară. Da, chiar îmi place. Destul de frumoasă la început, la... și acum e destul de frumoasă. Este mult? Nu prea. Da. Vreme frumoasă. Curtea se prezintă în condiții ok, puțin înghețată, pentru că este zăpadă artificială, dar sunt în condiții bune, de schiat. Din Reșița. Din Reșița. Și veniți des aici la Hăliuc? Cam o dată pe săptămână, cel puțin. Ați încercat și curtea cea nouă, cea lungă? Nu, încă nu sunt suficient de avansată să plec pe aici. Mulțumesc! Super! De unde sunteți? Timișoara. Veniți des aici? Sau nu? Haideți cu plaga. Ați încercat cea nouă? Nu. Sau curtea lungă de sute de sute? Asta nu era. Ok. De unde ești? Din Reșița. Vedeți aici în locul lui? În general, iarna asta n-am prea apucat, dar în general da. Atmosfera în general și cum în general sus e curtea liberă și doar aici așa e aglomerat, spre deosebire de Semenic e mult mai lejer și poți să fii mai multă viteză. Ai întrebat și curtea nouă? Nu anul ăsta. Nu anul ăsta, anul trecut. E faină. E fain, acum el a încercat-o, curtea de pe Semenic. Foarte bună, este și zăpadă, la sfârșit sunt puține pietre, dar poți să treci cu ușurință pe lângă ele.
Da. Vasile. Eu întreb. Cum a fost pe pârtie? A fost spectacol astăzi. Astăzi a fost o zi de vis. 24 ianuarie, cred că s-a sărbătorit într-un mod inedit la noi aici, în sensul că noi am unit Semenicul de Văliug astăzi prin intermediul a trei pârtii, una de 6 km, una de 4, una de 2, care toate în final ajung jos practic în zona fostului telescaun, primul telescaun din România montat în 47. Care e povestea acestor pârtii? Dacă vă spun că primele planuri le-am făcut în 2004 și că au trecut deja 18 ani de atunci, ia câte că proiectul ăsta s-a născut și s-a maturizat exact ca și cu un om la 18 ani. Destul de ciudat, dar am aroganța să spun public că dacă eu nu aș fi pasionat de schi, n-aș avea microbul muntelui și al schiului, probabil că nu s-ar fi întâmplat nici până acum nimic. E important, cred că e important să fii practicant a ceea ce vrei să faci pentru ca să se întâmple lucrurile. Eu am spus-o și în domeniul privat. Trebuie să te pui întotdeauna în pantofii clientului. Dacă reușești să fii acolo, atunci înțelegi fenomenul foarte bine. Ce urmează? Păi am vrut, eu vă spun sincer, am vrut să dăm drumul la această inaugurare între ghilimele și pentru ca oamenii să vadă, să simtă, să înțeleagă mai bine ceea ce noi am gândit atâția ani, da? Urmează să punem telegondola, instalațiile de înzăpezire artificială de sus până jos, cu un lac de rezerva de apă sus la prietenii munților. Și este un mare avantaj pe care Semenicul are față de alți munți din Austria, de exemplu, pentru că noi avem apă la 1300-1400 altitudine, alții le împing în sus. Faptul că avem apă acolo ne permite să facem zăpadă artificială fără costuri foarte mari, adică cu costuri relativ minime. Noi acum introducem în caietul de sarcini și studiul de fezabilitate activități de vară, cum spuneam, Rodelbahn, Tiroliană, Parc de Aventură, cicloturism pentru familie și downhill de enduro pentru tineri și parcarea, evident, parcarea multietajată de la ieșirea din Văliuc lângă gondolă și după ce toate aceste lucruri vor fi gata, eu estimez începutul lunii martie, scoatem din nou la licitație tot proiectul. Avem asigurări de la ADR Vest că ne vor susține cu fonduri nerambursabile într-un procent semnificativ și restul va trebui să identificăm resurse de unde să aducem restul de bani. Eu vă spun că în mod cert, decembrie 2023 va fi momentul în care vom inaugura telegondola, care are o capacitate de 2800 de persoane pe oră. Ați văzut, poate astăzi ați filmat ce s-a întâmplat cu autobuzele, săraci oameni câte 50, 60, 80 se înghiseau într-un autobuz. Imaginați-vă ce înseamnă o gondolă care 2800 de oameni pe oră și te duce în 11 minute de la Văliuc până pe Semenicul.